Bun găsit! La mulți ani! La mulți ani, dragi români! Sunteți mulți subscriber cu care nu m-am văzut anul ăsta, așa că vă salut cu firescul la mulți ani! Toți suntem la început de ianuarie. De unde vine ianuarie, Vlad? Din calendar. Din calendar, exact. Ianuarie vine de la personajul mitologic intitulat Janus. Janus Bifronus. Janus cel cu două fețe. Deci atenție la cei născuți în ianuarie, că sunt cam cu două fețe. Era un zeu care avea o față în față și o față în spate, îți dai seama. De la nu scăpa nimic. Uită de ochiul soacrei, uită. Deci avea o față pe față și nu avea o față falsă trasă peste fața lui reală. Da? Și avea măști pe ambele fețe? Da, FF1, FF2, pentru fiecare față o mască. De aia se zice că luna ianuarie e o lună cu două fețe. O lună se uită spre anul care a trecut, o lună, o față se uită spre lunile care urmează. Gerar. Cum vine Gerard, mă, că eu mi-am căutat cel mai subțire tricou acum de bobotează? Gerard. De ce îi zice Gerard în popor? Chiar așa să fi fost? Chiar să fi fost minus 20 de grade în vechime? Vlad, tu ce părere ai? Părinții noștri spuneau că era frig de crapă pietre. Acum e o căldură de... Dacă n-ai berea la rece, te-ai topit. Pe cuvântul meu. Nici nu mai poți face frigider din... Cum se făcea mai demult, cu nea frigidere afară. Clasice, frigidere din zăpadă, din gheață, din acum... Și zice că e ajunul bobotezii, când... E o întrebare, ce când se despodobește bradul? Chiar te întreb, înainte de bobotează sau după Sfântul Ion? După ce nu mai ninge. După ce nu mai ninge. Eu cred că se despodobește... Deci e o versiune. Eu cred că bradul se despodobește când are vreme mama lui Fuego. Da, și vine tata, mai ai? Mai ai? Ți-l arunc eu. Da, fetelor, domnișoarelor, cele care doriți să vă căsătoriți anul ăsta, ați respectat tradiția. Dacă pui un fir de busuioc când ajung de bobotează, pe astăzi deja l-ai visat pe sortit. Cicana Maria Prodan și-a pus supernă un Lamborghini. No, săraca, nu prea le are cu parcările. Și și-a visat viitorul iubit. De Revelion în Dubai a fost cu un tip Tudor din Bistrița, mă. Bă, atâta poate numai. Din Bistrița. L-a lăsat pe dita mea, le reggae camp, von reggae camp, și-a venit la Tudor din Bistrița. Păi băi, Prodan, cu la milioanele tale, nici măcar până în Beclean să n-ajungi. Lasă-mă că poate face autostrada până acolo să ajungă mai bine la milioanele. Ia uzi, uite, veniți, poate găsiți unul și în Săvădisla și dacă treceți de Hoedin, avem asigurat autostrada. Bun, bobotează. Astăzi, Vlad, că m-am uitat cum ai râs și tremurai, se mănâncă piftie. Cred că piftia asta... Adică, arăt ca o piftie? Nooo! Că mergi la sală de anul ăsta, ți-ai luat hotărâre, mergi la sală, ți-ai luat și chiloți de nou. Să nu fac numai spre jur. Da. Spre jur, spre casă. Tăiat în spre jur, s-o tai spre casă. Da. Piftie, iară mă gândesc că tot la tradiții se mânca piftie, nu? Piftia tremură, ceva rece, răcitură, nu? Cum o zis nea Ioanea, vecinul birău, fie iertat, s-o apuca, mare bucătar, s-o apuca să facă și el. La noi la Sohodoli se zice cătărici, știi? Și avea carte de bucate, s-a dat marin și se uita în carte de bucate și vine ticul pe la el să mai povestească și zice, domn Vicențiu, ce am căutat, zice, nu găsesc rețetă de cătărici. Zice, ticul, la piftie te-ai uitat? Zice, și aia e bună, și aia e bună. Și să bea vin roșu. Roșu să bea. Ca cocoșul. Ca cocoșul de Vlad. Mă rog, da. Astea sunt tradițiile. Nu se spală azi. Nu se spală, mă rog, dacă ai pregătit apa de spălat, speli niște bani. Și am zis că astăzi mă spăl și eu. Da. Poți, dar să n-ai haine pe tine. Tot în ziua de bobotează, fetele, fii atent, alergau până la râu, până la cea mai apropiată cădere de apă și alunecau pe gheață, știi? Alunecau pe gheață. Și dădeau cu capul de copcă? Nu, iubitul dădea după aia cu capul de copcă. Dacă alunecau pe gheață, semn clar că se căsătoresc în acest an. Dar e cam bancul ăla cu găina, știi? Dacă fug mai repede, nu mă prinde, ia să mă facă mă împiedic, știi? Tradițiile noastre. Să te iau cruș de gheață, mă, de alea groase. Promoroacă pe copaci, aluneca pe gheață. Acum de unde, mă, că avem călduri tropicale, îți dai seama. Ți-am spus, cu tricou mi l-am ales pe sprânceană, ca să nu transpir. Tu îți dai seama că stăteau acolo băieții și ziceam, uite cum tică tătine da. După mine.
Care s-a dat pe gheață după mine. Așa a apărut hockey-ul, că fiecare își ridica crosa. Fiți atent. Sau poate era apa înghețată la cât le minti băieții pe fețe. Cât da. Și atunci nu era Instagram și Facebook. Da. Poate de aia. Vedeți, de aia s-a ajuns la încălzirea globală din cauza Zuckerberg. Bă, fii atent aici. Ce-mi pare rău e că nu mai vedem poze cu cocalar pe BMW, cu BMW pe pârtii, că nu mai sunt nici zăpezi, pârtii. Nici pârtii. Urșii, în defileul jiului într-o rezervație, urșii se plimbă, morocănoși, îți dai seama. Nu mai stau în hibernare, mă. Li cald acolo. Ați văzut și azi dimineața, când au sărit tinerii aia să fure crucea noastră, mă rog, obicei românesc. Știi că e chestia aia, bumerangul românesc, aruncă popa cu crucea și merg tineri și notă pe vremuri, își luau costume cu neopren, acum ori sări fără nicio... Și nu-i rece apa, zice, nu, am sărit să mă răcoresc un pic. Și preoții un pic mai au, acum noi ne plângem că avem de lucru, dar preoții, vă dați seama, dinaintea Crăciunului din post, povedește, slujbă de Crăciun, mers cu crucea cu bobotează, mers să sfințești conducta de gaz, de apă caldă, în Motru, 15.000 de oameni au rămas fără agent termic, primul constatator, agentul constatator, preotul cu calderușa, cu busuioc, repară, Doamne, conducta asta prin care trece căldură. 50 de lei, cum zicea părintele Mariu Ciprian Popcă, e rușinos să dai unui preot 50 de lei din moment ce el poartă sutană. Asta e, ați primit preoții, a? Ai primit, s-o venit, nu? Nu, că la noi și anul trecut era pe WhatsApp, trebuia să-i scrii. Iai, preoții în grup. La noi bal la geam, primiți, la noi vin și ortodoxi și catolici, au văzut și reformații, că e de intrat și preiau și ei obiceiul. O dat cu apă pe laptop. Nu pe laptop, nu, că aveam Excel-ul deschis. Preoții au venit cu mască, nici nu i-am recunoscut de la ce cult erau. Acum da, ci că de luna asta trecem la măști FFP3. 3? 3, de alea bot de rață. Știi? Nu-s 2. De unde să le știu pe tăte? De aia te-am băgat și pe tine în cadru. De alea bot de rață. Bot de rață. Ai de capul meu. Da. Sunt profesioniști în sănătate. De fapt, în România avem calci pe profesioniști. Fiul lui Prunaru, marele astronaut, fiul a fost 6 luni director la Tarom și și-a dat demisia. Omul a zis, bă, a zis tata, nu-i de noi aici, hai să mergem în spațiu. Noi ce face cu românii? În locul lui interimar la Tarom, un tip geolog care se pricepe la vândut țiglă metalică. A? Cum ar arăta avioanele de la Tarom acoperite cu țiglă? Măcar nu mai plouă în ele. Bă, ar fi tunate, custom tuning. Exact. Unde mai pui că dacă așează și niște ceterne, niște scocuri, cum ar arăta avioanele? Și coboră și cu apă de ploaie din aia proaspătă. Exact. Plus că am putea să facem un ban în plus, că sunt plus că ar putea să facem un ban în plus început de an, că sunt o grămadă de păsări călătoare care nu mai ajung săracile în Africa. Alea ce beau pe drum? Să pun la citernă. Exact. Și își fac și cuiburi pe avioanele Tarom. Plus că berzele ar putea fi stewardeze. Da. Da, uite, deci așa faci așa cu rablele de la Tarom, ce să le tractează F-16-urile până aer. Asta e. Am văzut unul traze, CTP. Da? Uh-huh. De Cristian Tudor Popescu? Da, da, da. Da, da. Cu chelii altă, cu dinții așa altă. Da. Domnilor, rezoluția mea pe anul 2022 este să încurajăm cititul. Dacă nu cititul, măcar scrisul. Fiți atenți, eu deja pe YouTube vă răspund la fiecare la comentarii frumos că voi scrieți. Pe Facebook s-o șmecherii lumea. Din 10 comentarii, 9 cu gifuri sau cu poze. M-am hotărât. Ce face tata? La comentariile cu poze, nu mai dă like. Ai scris frumos, ți-am dat like, ni, dejet, inimă ruptă în două. Există riscul să vă și răspund la comentariu. Dar dacă trimiteți gif-uri, milf-uri, gilf-uri, nu mai răspund la ele cu like. Nu? Mai citim o carte, mai mergem la teatru. La Teatrul Maghiar din Cluj, ultima factură a fost de 26.000 de lei. 260 de milioane de lei vechi, 26.000 de lei factura pentru încălzire la Teatrul Maghiar. Boss Omega a zis, soacră mea, zice, astea sunt 2 milioane de forinți. Pe când se pregătea soacră mea, să ne ia de la mic la mare, de la nepot, la ginere, la noră încă n-are. Mă rog, cine știe, să ne aducă la Marița Grofnă.
trebuie să ne cumpărăm paltoane prima dată. Deși e cald afară, acolo sunt niște ziduri și știți voi cum e între ziduri, trebuie să te îmbraci bine. Vlad, mergem la teatru anul ăsta. Mergem. Mergem. Da, mi-e place teatru. Mă rog, n-am fost niciodată, dar îmi place teatru. Vedeți, pentru tată este un bun început. Ne vedem și mâine cu cafeaua și să urăm pe toți Ionii, vorba lui Ionu, negativ și pozitiv. Iuhuu!